Dragi copii, vă invit să ascultați povestea Găinușa Roșie. După ce ați ascultat povestea, alegeți în echipă o secvență din poveste și prezentați-o clasei. Într-o zi, Găinușa Roșie a găsit în curtea casei unde locuia spice de grâu. Aceste boabe de grâu trebuie plantate, a spus ea. Cine va planta boabele de grâu cu mine? Eu nu, zise pisica leneșă. Eu nu, a zis șoricelul mândru. Eu nu, zise porcul Dolofan. Atunci îi voi planta eu, zise Găinușa Roșie și asta a făcut. În curând, grâul a crescut înalt și galben. Grâul este copt, zise Găinușa Roșie. Cine va secera grâul ăsta? Eu nu, zise pisica leneșă. Eu nu, a zis șoricelul mândru. Eu nu, zise porcul Dolofan. Atunci îl voi secera eu, zise Găinușa Roșie și asta a făcut. Când grâul a fost secerat, Găinușa Roșie întreabă: cine va duce grâul ăsta la moară? Eu nu, zise pisica leneșă. Eu nu, a zis șoricelul mândru. Eu nu, zise porcul Dolofan. Atunci eu, zise Găinușa Roșie și asta a făcut. Ea a dus grâul la moară, l-a măcinat și a făcut făină. Apoi ea întreabă: dar cine va frământa și cine va coace cozonac? Eu nu, zise pisica leneșă. Eu nu, zise șoricelul mândru. Eu nu, zise porcul Dolofan. Atunci eu, a zis Găinușa Roșie și asta a făcut. La final, găina întreabă: dar ce credeți? Cine va mânca acest cozonac? Oh, eu, a zis pisica leneșă, și eu, a zis șoricelul mândru, și eu, a zis porcul Dolofan. Nu, nu, zise Găinușa Roșie, eu voi face asta. Și astfel Găinușa Roșie a mâncat singură tot cozonacul. Dragi copii, sper că v-a plăcut povestea cu Găinușa Roșie. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă felicit pentru faptul că ați vorbit românește și azi. O zi frumoasă tuturor!